Este vârf de sezon pe litoralul românesc, iar cei care își programează vacanțele abia acum achită tarife pe măsură. Cele mai mari scumpiri sunt în Mamaia, cea mai căutată stațiune. Potrivit Digi24, majorările tarifare sunt de aproximativ 15%. Pentru o noapte de cazare la un hotel de 3 stele, cameră dublă și mic dejun inclus, turiștii vor plăti aproximativ 400 de lei. La un hotel de 4 stele, 650 de lei, iar cei care vor să se cazeze la un hotel de 5 stele vor plăti chiar și 1250 de lei. Aceste prețuri se vor menține timp de 2 săptămâni, după care treptat ele vor începe să scadă.